Enigma Otiliei de George Călinescu. Elemente contextuale. Curentul literar. Realismul este un curent literar apărut în Franța, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ca reacție împotriva subiectivității romantismului. Printre trăsăturile definitorii amintim prezența unui narator de tip obiectiv, inspirația din realitate, preferința pentru tehnica detaliului semnificativ, stilul cernușiu sau anticalofilic, personaje tipice, mai ales tipologia barului și tipologia revistului, repere spațiu-temporale bine delimitate care conferă caracter veridic evenimentelor. Un motiv literar specific este banul care guvernează viața individului. Date despre autor. George Călinescu este un scriitor reprezentativ din perioada interbelică, alături de Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu, Camil Petrescu și Mircea Eliade. A scris romanele Bietul Ioanide, Scrinul Negru, Enigma Otiliei și Cartea Nunții. Este cunoscut mai ales pentru lucrarea sa de critică literară, istoria literaturii române de la origini până în prezent, fiind primul autor de romane citadine de tip balzacian din literatura română. Cadrare. Enigma Otiliei este romanul care l-a consacrat, fiind apărut în anul 1938, la sfârșitul perioadei interbelice, și este considerat un roman de critic în care realismul, balzacianismul și obiectivitatea au devenit program estetic, după cum spunea Nicolae Manolescu. Semnificația titlului. Titlul de tip analitic, format dintr-un substantiv comun și altul propriu, desemnează numele protagonistei. Forma articulată a substantivului enigma sugerează unicitatea destinului acesteia, iar din punct de vedere etimologic, Otilia semnifică cea bogată, cu referire la o multitudine de calități pe care aceasta le are. Încă din titlu ne dăm seama de complexitatea caracterului ei, aceasta rămânând pentru toți, până la final, o enigmatică, toate personajele privind-o într-un mod diferit, prin tehnica pluriperspectivismului. Acest lucru confirmă modernitatea romanului. Sursa de inspirație. În realizarea operei, Călinescu s-a inspirat dintr-un eveniment real petrecut în familia sa, când, după moartea mătușii Tinca, fratele ei, Bică Simion, a închis ușa pentru a căuta bani, nepermițând nimănui să intre. Structură. La nivel structural, romanul cuprinde 20 de capitole, având două planuri narrative. În prim plan se situează clanul Tulea și problema moștenirii, iar în plan secundar, dragostea dintre Felix și Otilia, singurele personaje curate sufletește din acest mediu ostil. Întâmplările sunt redate prin tehnica linearității sau cronologiei evenimentelor, iar trecerea de la un plan la altul se face prin alternanță. Tema operei. Tema operei o reprezintă societatea burgheză de la începutul secolului al XX-lea și problema moștenirii. La acestea se adaugă iubirea dintre Felix și motivul literar central, banul, care marchează în mod fatal destinele. Sesizăm și caracterul de bildungsroman al operei, căci acesta surprinde drumul maturizării lui Felix. Apartenență la un gen și o specie literară. Enigma Otiliei aparține genului epic, deoarece modul predominant de expunere este narațiunea. Relatarea se face la persoana a treia, autorul exprimându-și sentimentele în mod indirect prin intermediul personajelor. Ca specie este un roman prin dimensiune extinsă, numărul de planuri narrative multiple și numărul mare de personaje. Romanul de față este realist, de factură balzaciană, prin utilizarea tehnicii detaliului semnificativ, dar și tema paternității. La Călinescu întâlnim personaje tipice precum avarul, Moș Costache Giugiuveanu, arevistul, Stănică Rațiu, fata bătrână, Aurica, intelectualul, Felixima, baba absolută, Aglaie, alienatul mental, Simion Tulea, sau fata cochetă, Otilia Mărculescu. Totuși, prin complexitatea personajelor și tehnica pluriperspectivismului, dar și preferința pentru mediul citadin, acesta se încadrează și în categoria romanelor moderniste. Este un roman de tip doric, prin relatare la persoana a treia, așa cum menționa Nicolae Manolescu în lucrarea sa Arca lui Noe. Elemente textuale.
Relația incipit final. Incipitul de tip captați o benevolenție prezintă sosirea lui Felix Sima în casa unchiului său, Moș Costache Giugiuveanu, unde venise pentru a studia medicina, după ce rămăsese orfan de ambii părinți. Tot aici aflăm că acțiunea se petrece în vara anului 1909 în București, pe strada Antim. Reperele spațiu-temporale bine delimitate conferă caracter veridic evenimentelor. Romanul este unul de tip balzacian, autorul utilizând aici tehnica detaliului semnificativ, în care exteriorul casei poate contribui la caracterizarea personajelor. Detalii precum strada pustie și întunecată, amestecul de frontoane grecești, varietatea arhitecturii, buruienele, zidăria crăpată și scorojită, scârțitul porții, grilajul ruginit, evidențiază incultura celor care locuiesc în casă, prin aspectul de chici și amestecul de stiluri arhitectonice, dar și snobismul, prin imitarea arhitecturii clasice, sau zgârcenia și delăsarea. De asemenea, replica lui Moș Costache Giugiuveanu, aici nu stă nimeni, are caracter oracular, sugerând faptul că această casă va ajunge de nelocuit, dar și că cei din casă sunt decăzuți moral. Romanul are caracter ciclic, replica lui Moș Costache repetându-se și în final. Din acest moment, Felix Sima are prilejul de a cunoaște toate personajele care intră în casa lui Moș Costache și anume pe Leonida Pascalopol, Otilia Mărculescu și clanul Tulea, din care fac parte Aglae, Simion Tulea, Aurica, Titi, Olimpia și Stănică Rațiu, sesizând conflictul mocnit dintre aceștia, care urmăresc să intre în posesia averii Costache. O primă secvență reprezentativă este și cea în care Moș Costache Giugiuveanu face primul atac de apoplexie din cauza efortului, aceasta dezvoltând trăsăturile de caracter ale personajelor, dar și conflictul exterior de natură succesorială al romanului între clanul Tulea, pe de o parte, și familia lui Moș Costache Giugiuveanu, pe de altă parte. Aceasta este o secvență de teatru absurd, căci toți eroii vorbesc, dar nu se aud. Raportul între bolnav și familie nu este unul firesc. Cei prezenți îl ignoră total pe suferind. Adevărații bolnavi sunt Aglaie și toți a ei, cărora muribundă este sufletul. De față cu bolnavul încep să mănânce, să fumeze sau să vorbească despre morți. Am păzit un unchi 3 zile și 3 nopți și bolnavul nu mai murea. Aglaie, aflând de posibilă paralizia bătrânului, afirmă, mai bine moarte decât așa ceva, dezvăluind că este incapabilă de sentimente nobile. Scena, care constituie intriga romanului, este redată din perspectiva unui narator extradiegetic, omniscient și omniprezent, focalizarea fiind zero. Când Moș Costache Giugiuveanu face al doilea atac de apoplexie, rudele îndrăznesc chiar să care lucruri dintr-o casă în alta, iar bătrânul, simțindu-și sfârșitul aproape, decide să-i dea lui Pascalopol o sumă de bani pe care să-i treacă ulterior în contul Otiliei. Restul de bani îi pune sub saltea, Stănică Rațiu, furându-i, aspect care va grăbi sfârșitul iminent al bătrânului. În paralel cu planul moștenirii, este prezentată și dragostea între Felix și Otilia, accentul căzând pe complexitatea personajului feminin. O a doua secvență reprezentativă este cea în care Felix este trimis de către Otilia Mărculescu în camera ei pentru a-i aduce un degetar, prilej pentru narator de a ne prezenta camera fetei și din care putem deduce o serie de calități și defecte ale acesteia. Fiind un roman realist, tehnica utilizată este cea a detaliului semnificativ. Faptul că aceasta are pe pat o carte deschisă pe care s-a așezat un pantof sugerează preocupările ei intelectuale. De asemenea, partiturile nenumărate împrăștiate pe covor dezvoltă firea sa de artistă. Tot de aici descoperim preocuparea sa pentru modă și firea cochetă, căci utilizează batiste de broderie, cămăși nenumărate, flacoane de apă de colonie, numeroase rochii, pălării și alte asemenea. Deși își cunoaște foarte bine camera, îl trimite pe Felix în acest spațiu în care domnește dezordinea, tocmai pentru că nu este interesată de ceea ce gândesc celelalte personaje despre ea. Acest aspect dovedește complexitatea personajului și firea sa exuberantă, superficială și neglijentă. Elemente extratextuale. Ideea operei. Ideea operei este aceea că, indiferent ce ar face un personaj, întotdeauna va fi criticat de ceilalți. Particularități de limbaj. Observăm aici sobrietatea, obiectivitatea narrativă, în concordanță cu specificul curentului realist din care romanul face parte. Asemănări cu alte opere.
Opera de față se aseamănă foarte bine cu romanele lui Balzac, Eugénie Grandet sau Moș Goriot, iar tipologia avarului se regăsește și la Molière, în piesa Avarul sau Hagi Tudose, a lui Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Concluzie. Prin urmare, ținând cont de faptul că se regăsesc personaje tipice, repere spațiu-temporale bine delimitate, narator obiectiv, tehnica detaliului semnificativ, dar și motivul banului care marchează în mod fatal destinele, Enigma utilei face parte din curentul realist. Sfârșit.